veteranul handbalului românesc, cum vezi handbalul la 47 de ani și să primești și un premiu de cel mai bun jucător al unui meci? Sunt mândru că mai joc la vârsta asta, la 47 de ani, și sunt foarte bucuros că am putut să iau trofeul acesta. Ai jucat la mari echipe, ai fost campion cu Dinamo, ai jucat la Steaua, ai jucat la CSM. E greu să promovezi acum, ce simți? E foarte greu. Ce ai recomandat tinerilor jucători? Tu ai... Am ambiție și multă muncă. Titel, tu ai mai promovat echipa piteșteană încă o dată în prima ligă. Anul ăsta n-a fost să fie, ați ratat de puțin calificarea. Cum a fost meciul de astăzi, în primul rând? Meciul de astăzi ne-a prins într-o formulă restrânsă, unde jucătorii noștri cu experiență și de gabarit n-au fost prezenți datorită unor accidentări. Și aici mă refer la Răzvan Răpciugă, la Stan Mirel, la Stan Ion. N-avem un nici numeric și nici valorii, nu ne ridicăm la valoarea unui adversar de talie aceasta, dar am căutat să onorăm în primul rând competiția și să facem ce putem la nivelul nostru. Ce puteți face pentru a reveni? Așteptați de 12 ani aproape revenirea în prima ligă. Dacia Pitești a fost o echipă care a fost de prim plan întotdeauna în prima ligă. Ce aveți nevoie ca să reveniți în prima ligă? În primul rând, nu este aceeași echipă. Echipa aceasta este a unui club universitar cu un buget modest. Prin muncă căutăm să atragem atenția autorităților locale care ar putea ridica nivelul. Având susținere financiară, bineînțeles, putem întări lotul și după aceea să avem pretenții de promovare. Am terminat pe primul loc în Liga Secundă, ne-am prezentat la turneul de promovare, dar nu aveam în plan promovarea anul acesta. Dar sperăm ca pe viitor să reușim să rezolvăm anumite probleme pentru a emite, pretenții de promovare, să avem obiective, de performanță. O repriză, ați făcut față, aveți și câteva absențe importante. A fost o echipă care v-a bătut până în ultimul moment pentru promovare. Cum a fost meciul cu Timișoara? A fost un meci foarte greu. Venim după o vacanță. Nu ne-am gândit că o să mai jucăm Cupa României. Ne-au lipsit câțiva jucători de la anumite foarte importanți. Cel mai important este că suntem sănătoși cu toții și cred că am făcut o figură destul de frumoasă. Sper să nu ne uităm la scor pentru că este o diferență destul de mare, dar suntem o echipă în construcție, o echipă tânără cu ambiții foarte mari. Puteți promova anul viitor. Ce aveți nevoie să promovați? Piteștiul are nevoie de promovare de foarte mult timp. Sper să ne ajute autoritățile locale și cred că o să reușim să promovăm. Anul ăsta am ratat la Mustață, la anul sper să fie mai bine. Mă bucur că am avut primul contact cu băieții într-un meci mai accesibil. Și sper ca mâine să ne mobilizăm și mai bine și să facem un meci bun. Timișoara a câștigat acum 2 ani Cupa, nu a avut un sezon strălucit. Puteți salva prin o calificare în Final Four ceea ce s-a întâmplat în acest sezon? Sper din tot sufletul. Cred că acești băieți au potențial. Trebuie să strângem rândurile și să încercăm să facem un rezultat pozitiv, pentru că locul nou în campionat nu ne-a mulțumit acest an. Știam că echipa din Liga 2 clar este sub nivelul nostru. A fost un meci de antrenament, pot să zic eu, pentru că săptămâna aceasta s-a schimbat antrenorul. Nu am avut timp să ne antrenăm. Am reușit doar un antrenament să facem o nouă formulă și pot să zic că a fost un meci de antrenament mai mult. Nu a fost un sezon strălucit pentru voi? O calificare în Final Four a salvat un puțin sezonul? Da, cu siguranță. În ultimii ani am reușit să jucăm 2 finale de cupă. Am fost tot timpul în Final Four. Și ar salva, dar nu este ușor. Ne dorim foarte mult ca după un sezon nu tocmai bun pentru noi să reușim să ajungem în Final Four-ul cupei. A fost poate echipa cea mai ghinionistă, cu multe meciuri pierdute cu 10-0 din cauza COVID-ului. Ați avut jucători care nu s-au refăcut după această boală. A fost un adevărat un sezon rău din acest punct de vedere. Da, din păcate am terminat rău acest sezon, pentru că în prima parte am reușit o serie foarte bună de meciuri. Chiar am obținut victorii cu echipele bune din campionat, dar după aceea
pandemia ne-a pus o piedică destul de mare, pentru că am și pierdut meciuri, am 4 meciuri sau 5 meciuri am pierdut la masa verde și nici n-am reușit să ne antrenăm în formulă completă și n-am reușit să jucăm același joc care l-am jucat în prima parte.